It's Crash Bandicoot! Și în afară de asta, astăzi și mâine ne jucăm Crash Bandicoot 4 It's About Time, care este disponibil acum în magazine. O să ne jucăm și azi și mâine. Sunt foarte entuziasmat, arată foarte bine jocul. Crash Bandicoot 4 It's About Time este astăzi în magazine. Și o să-l jucăm imediat. Am și controllerul pregătit aici, da? Am și controllerul pregătit aici, da? Hai mă, Sucre nu face challenge-uri astea? Să ia tot, să facă time trial? Ba da. Ei, boys. Nu? Ei, mai întâi să trecem level-ul, după aia altele, da? Mai întâi să trecem level-ul, după aia alte minuni din astea, da? Time trial. Nici nu știu unde intru ca să faci așa ceva. Numai prostii faci, doctor. Joacă nivelul normal. Ok? Începeți pariurile când încep jocul. Dacă câte nivele trec... Dacă trec astăzi, da? Din astea. 6 nivele azi, 2, 10 azi. Niciunul. Nu trece de tutorial, very nice. Termin joc, uite. Uite o persoană care are dreptate, Alexandra. Azi termin joc, uite și Florin. Cum îi dau new game? Boys, deja m-am blocat. Că l-am testat un pic la început de stream și acum vreau să dau un new game. A, bun. E ok, suntem la început. Opa. Hei, ce faci cu jucăria? Face it, Entropy. It's going to fail. Again. At least Uka Uka and I attempt to free us from this prison. I won't sit idly by and listen to your inane ramblings for another decade. Ce oameni răi sunt ăștia doi. Crash! 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 Ce leneș. Știu, Petrișor, știu. Here we go, boys! Stai să văd ce pot să fac aici, pot să... Ok, spin. Uite-l pe Spyro, l-ați văzut? Pot să... Bun, nu pot să deschid frigiderul. Pot să cânt la chitară? Nu, dar am rupt-o. Pot să stau pe ăsta? Nu pot. Doiu, treiu, patrule. Am luat mango. Ei! Kakashi, stai liniștit. Muda, bine ai venit. Cine mi-a luat pălăriuța? Ok, let's go, boys. Vezi că acum nu mai merge să nu mă joc serios, doar așa de... Acum trecem, da? Bun, ok. Poftim, am înțeles. Bong. Bă, arată foarte frumos. Arată foarte, foarte frumos. Și nu pot să-mi dau seama dacă e mult mai colorat decât primul.
Mi se pare că mă lovește după fiecare colț cu mai multe culoare. Mai multă culoare. Ice, bine ai venit. Dar roțile astea le-am văzut și în primul. Cred că sunt câteva elemente ca să-i facă pe oamenii care nu știu cât de cât despre Crash. Bum, am plecat. Uite musca aia. Ok, nu m-a atacat. Stai să vedem. Mă învață și cum să pun bomba și... E bine făcut și pentru oamenii care chiar nu știu nimic despre Crash. Da. Hai că mergem imediat. Mă, foarte, uită-te aici. Direct wallpaper. Nu mai râdeți. Nu mai râdeți. Că nu e cum am și măscuța acum, nu e cum credeți voi. În realitate nici nu mă joc. E prin cloud. Ok, deci am și slide-ul. Ok, nice. Stai. Hai. Am plecat. Ei! Trebuie să mișc ceva. Ok, sar în cutie, am înțeles. Ăștia sună ceva. Come on. Fugi. Îți mulțumit, până acum sunt foarte mulțumit. Adică, cât credeți că o să stau la un singur nivel de venit cu cifrele astea? Mai întâi trebuie să treci de tutorial și după aia... Ok. Voi chiar credeți că nu știu să mă joc? Vă aduc aminte că eu chiar am terminat unele jocuri. Avem bonus. Nu și Crash. Bine, nu am terminat un Crash. Ok, am pierdut cutia de sus deja. Ține pe X. Nice. Până acum sunt cam aceleași mecanici pe care le știu deja din celelalte Crash-uri. A fost ceva nou, slide-ul era double jump-ul. Asta nu l-am văzut până acum, double jump. Unii suntem foarte buni la jocuri. Pe ce dificultate nu contează. Easy. Făceam eu din astea la Crash, level-ul din astea era 2018. Haida. Am plecat, înapoi. Dă ăla cu bomba, deci trebuie să sar repede și sus. Ok, deci ăla dă cu barosul. Bănuiesc că trebuie să-i sară în cap. Ciaules, barosane. Haida. Băi, până acum îți mulțumit. Voi ce spuneți? Pentru mine e un mare improvement. Ia ce mi-am luat. Arată foarte bine, legit arată chiar foarte bine. Ok, nu mai am mască. Ai trecut prin un nivel, e ok pe azi, nu. Am luat și fructul mare, nu. Chiar arată plăcut, m-aș vedea jucându-l sâmbăta întreagă direct de pe canapea pe TV. Cam genul ăla e, un platformă relaxant, până când, din ce spun oamenii, îți scoți fire din nas. Ok, boys. Devine un pic greu, dar nimic ce nu pot să depășesc, da? Adică mă uit aici și deja trebuie să dau cu matematică. Uf.
Mască nouă. N-am mai văzut masca asta. Culoarea aia cel puțin. Mă, cadavule, fugiți. Oh, asta e în loc, asta e în loc de aia cu bolovan. Dar e mult mai scary. Și arată mult mai frumos. Mai departe nu treci. Uite, oamenii sunt optimiști. Și acum începe jocul. O, asta e toată insula, două nivele? N-are cum. A, ok. Mi-a dat G-bait. Frumos, frumos. Boi, schimbăm un pic. Schimbăm un pic. A pornit un pic aeronava. Nu eram sigur, aveam căștile pe urechi, nu știam ce se aude. A pornit un pic aerul condiționat de aici, de sub birou. Nu eram sigur. O să încerc să iau toate chestiile din nivel. Nu râdeți. Nu râdeți. Băiatul ăsta e din Fallout, cred că e pus pe treburele. Te-ai și găsit la ce nivel? Tu crezi? O să încerci? Ok. Oh, nice. Stai, ce vrea? Ok. Am înțeles. Asta e o chestie nouă, asta n-am mai văzut-o până acum în Crash. Oh. Am vrut să iau cutiile. Eram pe pod și m-am gândit, bă, stai să iau cutiile. Sar pe ele, sar, activează podul. Ok, 3. Easy, boys. Dacă am zis că le luăm, da? Fii atent. Ești atent? Că s-ar putea să pierzi, că mă miști foarte repede. Now what? Vrem atât de mult cutia aia? O vrem atât de mult? Da, nu? Asta e cea mai importantă cutie din joc, nu? Vă rog, fără easy clap în chat, vă rog, e ok. Avem nevoie de astea atât de mult? Avem nevoie de astea atâta de mult? Îs atâta de benefice pentru continuare? Ai zis fiecare cutie, știu ce prostie am zis.
Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Oh, nu. Știu, știu ce trebuie să fac, dar... Aoleu. Știu, știu ce trebuie să fac, dar... Aoleu. Ok. Fiecare cutie, Cosmin, bine ai venit. Fiecare cutie, boys. Let's do it. Hai mai spate, tinere. Mă, dar e atât de importantă cutia aia. Joci de pe PlayStation 5, Crash. Sunt unul din puțini oameni selectați din România care am primit PlayStation 5 înainte. Iar bă, mersi pentru 100 de bucățele smiley face în chat. Hai că l-am luat pentru Xbox, acum aștept Series X, dar pe România nici nu l-am văzut la precomandă. Am discutat și noi un pic la începutul live-ului, că ziceau oamenii, și mersi foarte mult că l-ai luat, eu zic că o să-ți placă. Ziceau oamenii la început că de ce ai alege PlayStation 5 când ai lăudat atâta. Mai dă-mi un bulangiu. Ah, man. Foarte multe. Mamă, ce am sărit în sus. Hai că începem bine, direct cu boss battle, ce e foarte greu. Hai da. Ma, sar direct, ales Cosmin, bine ai venit, sar direct în ăla să mor eu. Trebuie doar să o iau cu calm. Lil Skies, bine ai venit. Trebuie doar să o iau cu calm. Atâta. Dar nu cred că o să se întâmple, hai. Hai da. Easy game. Easy fucking game, hai da. Opa, opa. Prost ești. Ești un mare prost. Hai da. Oh, nu. What the... Man! Sare după cutie, nu se poate așa ceva. Gândiți-vă că mai trebuie să-i dau un vârtej lui ăla atâta și-l aranjez. Haida, haida. Haida, haida, haida. Haida. Hai, mai un vârtej, frate, mai un vârtej. Hai, lasă-mă să mă duc să-i dau un vârtej, acum vin, hai. Pac. Hai, hai. Când trec de asta pornește timpul, pac. Pac.
Ok, ok, suntem ok, suntem ok. Gata cu industrialul, boys, avem ceva skins. Ce avem pe aici? Beat the game. Cred că o să mă schimb în asta. Cred că o să mă schimb în asta. Suntem pe insula piraților. Dar ăsta e, are câteva chestii noi. Și plus uite-te cum arată, doar acum, da? Pot să fac un screenshot acum și direct wallpaper. Dacă te uiți. Nu știu, sunt câteva chestii unde au fost atenți, unde... Level design-ul e foarte frumos, câteva mecanici interesante. Opa! Prima oară când aud de ce scrii, Faur. Radu Constantin, de ce îmi sună cunoscut numele ăla? Radu Constantin, nu era unul care avea un blog ceva? Nu era, nu ăla era, cred că Radu F. Constantin sau ceva de genul. Care avea un blog din ăsta unde scria din alea pentru adolescente cu nu mă mai iubești în seara asta și cred că e de la paharul de vin. Dume de genul. Da, e Captain Marvel, boys. Ia uite pe nenea. Ok. Ok. Bă, cred că îmi place. Evident, caracterul ăsta e foarte overpowered. Băi, ești nebun, Spider-Man. Mai e diamantul, nu mai e. Ai jucat Man of Medan? L-am jucat recent ăla. Și pentru Halloween tot ceva de pe acolo avem. Ceva legătură cu Man of Medan. Ok. Nu. Verificat astăzi. Dar mă bucur să te văd aici, e un semn. Ok, ok. I-am salvat, boys. Mă, foarte badass această Captain Marvel, foarte badass. Nu ai de ce, domnule Choi, da? I-am spus că am fost când ai terminat Man of Medan, dar nu mai citești comentariile niciodată, Fenris. Ești. I-am salvat. Thank you so much. Wait, Tana? But you're different. E bine să te văd încă aici. Cred că am jucat The Order acum un an. Ana Banana, bine ai venit. Bunch of evil scientists attempting interdimensional domination. Huh. So, what you're collecting? Crystals, gems, masks. Ooh, fun. Well, good luck with that. Până acum Rihanna asta e preferata mea.
Îl joci și tu, Choi? Sau ești curios? Sub, bine ai venit. Jocul este foarte frumos. Îmi place. Jocul găsiți acum prin magazine. Semnul exclamării Crash în chat. Aveți și un banner jos. Aveți și un clip pe YouTube cu link-uri de la magazine, de la retailer. Eu m-am simțit foarte bine cu Crash. Auci. Pocnesc chestii. Dar acum vreau să fac un duș. Să mă duc de la calculator. Pe mâine nu apare niciun clip și vreau să aprob ceva comentarii. Cum vi se pare Crash? Ia, niște first impression de la voi, că voi v-ați uitat. Vă interesează, vă bate gândul, I don't know. Nu știu. Nu știu. De la cât încep live-ul? De obicei de la ora 6. E frumos ca tine. Mișto. Oare o să apeară și pe PC asta? Nu știu. Arată genial. Tare. Seară plăcută, John. Mersi foarte mult. Îmi place. Drăguț. Chiar e fain și amuzant. Plus că are interacțiuni faine. Așa, prima impresie, așa pe scurt, la cald, îmi place. Sunt multe chestii interesante și noi, pe care nu le-am văzut în primele două crash-uri pe care le-am jucat eu. Și mă ajută foarte mult. Mă ajută foarte mult să trec multe nivele și voi să nu mai aveți încredere în mine ca gamer. Dar per total, de multe ori îmi vine să mă opresc ca să mă uit ce se întâmplă în jurul meu. E atât de colorat și drăguț. Sper că v-ați simțit bine. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc și Activision pentru sponsorizare și pentru joc. Da. Să aveți o seară frumoasă. Să fiți cu minți. It's Crash Bandicoot!